Ionela din Berteștii de Sus, județul Brăila, ne scrie că a fost acum câteva luni în comuna Mihai Bravu la un spectacol cu Școala Vedetelor. Ionela, trebuie să te dezamăgim, nici unul din elevii școlii nu a fost la acest spectacol și chiar ne miră că ție ți s-a părut că acolo a fost adevărata Școala Vedetelor. Este bine însă că s-a deschis acest subiect pentru că noi avem mari probleme din acest punct de vedere. Sunt mulți așa ziși impresari care organizează spectacole cu o falsă Școală a Vedetelor. Unul dintre aceștia se numește Necșoiu și el a organizat sau organizează încă un spectacol cu o Școală a Vedetelor din care noi nu cunoaștem absolut nicio persoană. E adevărat, apare poza lui Nadine pe acest afiș, dar Nadine nu știe nimic de acest spectacol și chiar nu a participat la acest spectacol. Stimați spectatori, sperăm că atunci când veți participa la aceste false spectacole să reacționați așa cum se cuvine, eventual cu ouă, cu roșii și cu tot ce mai aveți prin gospodărie. Noi sperăm să înceteze odată această piraterie. Și ca o siguranță pentru dumneavoastră, vă prezentăm acum afișul adevăratei Școala Vedetelor. Acesta este afișul nostru. Deci atunci când în orașul dumneavoastră se va găsi acest afiș, să știți că, într-adevăr, Școala Vedetelor este prezentă în oraș. Câțiva telespectatori ne-au pus întrebări, de fapt, i-au pus întrebări lui Călin, una dintre acestea sunând cam așa. De ce Călin nu mai cântă în duet cu Mălina? Am să-l rog chiar pe el să răspundă la această întrebare. Da, dar am să-l răspund foarte scurt. N-am mai cântat în duet cu Mălina, fiindcă Mălina și-a pregătit albumul ei personal și imediat cum va termina cu Festivalul Cerbul de Aur, chiar o să mai fac niște piese pe care o să le cântăm împreună. Mulțumesc frumos! Mihaela din Botoșani, tu i-ai pus această întrebare, sper că ești mulțumită de răspuns.